Oficial dăm drumul la prima campanie de strângere de fonduri pentru deschiderea centrului Life Call în România. Avem nevoie să strângem 50.000 de euro. Dacă aș face un exercițiu de imaginație la 1.000 de urmăritori pe Facebook, ori 50 de lei o contribuție, deja se strânge, zic eu, o bună parte din suma pe care noi o avem de strâns ca să putem deschide primul centru Life Call în București. În primul rând, aș vrea ca acest centru Life Call să nu fie un centru care să funcționeze exclusiv cu voluntari. Ei sunt disponibili când pot. Poate sunt zile în care nu pot fi disponibili, poate sunt ore la care nu sunt disponibili. Pe când o femeie în criză de sarcină, când te sună și e acolo, trebuie să fii lângă ea, indiferent cum arată programul tău. Și atunci, o treabă bună poate fi făcută numai cu angajați. Prin urmare, obiectivul pe care noi îl avem pentru 2022 este ca în ianuarie să putem să deschidem acest prim centru, să avem primii 4 angajați, respectiv un psihoterapeut, un asistent social sau poate chiar 2 asistenți sociali, o persoană care să se ocupe de partea asta de strângere de fonduri, acum un asistent manager. Asta ar fi startul. Nu mai pun la socoteală un sediu fizic în care ar fi bine să ne desfășurăm activitatea. Iar la asta evident că se adaugă cheltuielile lunare pe care noi le avem cu mămicile pe care în momentul ăsta le susținem și cărora le-am promis susținere nu pentru o zi, două, săptămână, două, ci susținere până când copilul face 2 ani sau până când ele ajung să se angajeze în termenul ăsta de 2 ani. Le plătim chiria, unde locuiesc sau cheltuielile de întreținere, cheltuieli cu controlele medicale, poate cu alimente. Cum ar fi dacă acești 1.000 și un pic de urmăritori ar dona 50 de lei pe lună, așa ca sumă recurentă? Nu numai că am putea avea o gură de oxigen și am putea să dezvoltăm, să ne uităm la proiecte pe viitor și organizația să crească și cât mai multe femei să beneficieze de consilierea noastră și de suportul nostru, dar în același timp îmi imaginez așa zâmbete de copilași care s-au născut și femei fericite. Fiecare contribuție contează, pentru că fiecare viață contează.